Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. De data asta suntem pe un nou server, un server foarte popular, probabil mulți îl știți deja. Se numește play.manaq.com, o să vă las IP-ul și în descriere. E un server foarte bun care are o grămadă de minigame-uri, puteți vedea aici Skywars, Kid PvP, Olympus, o grămadă de chestii. Doar că pentru episodul de astăzi am de gând să joc ceva ce n-am mai jucat de foarte mult timp, mai exact parkour. Ideea e că pe serverul ăsta, frate, parkourul e super, super mișto. Puteți vedea că sunt o grămadă de playeri care fac parkour în momentul ăsta. Și dacă o să vă duceți la prima chestie din inventar, o să vedeți că avem diferite hărți. Fiecare hartă ne dă mana, pentru că serverul se numește Mana Cube, știi? Mana, dacă te duci la Mana Shop, o să vedeți că vă puteți cumpăra diferite lucruri. Mai exact, parkour ranks, cum ar fi Rocky rank, Champion rank, Insane rank, Master. Aveți o grămadă de rankuri diferite. Dacă apăsăm tab putem vedea că ăștia deja au o grămadă de rankuri. Și pentru că ownerul de la serverul ăsta e foarte, foarte de treabă, a zis că dacă intrați pe server în primele 48 de ore de când vedeți clipul ăsta și scrieți /max391 încet și apăsați Enter, o să primiți niște iteme foarte mișto, bonus, așa cadou. Doar dacă intrați în primele 48 de ore și doar cei care se uită la clipul ăsta pot să folosească codul ăsta, pentru că e special pentru mine făcut. Dacă ne ducem la Wrap Menu, prima chestie din inventar, o să vedeți că avem diferite hărți. Avem Easy Maps, Medium Maps, Hard Maps, Insane, Expert și cred că avem și Champion Maps pe aici pe undeva. Și mai avem și The Dropper, deci avem și hărți de The Dropper în cazul în care vrem să jucăm și Dropper. O să începem cu niște hărți easy pentru început. Am mai făcut eu două care au fost destul de ușoare. Hai să mai facem una. O facem underwater. Suntem sub apă. Challenge mod, pentru că dacă punem pe normal mod nu e la fel de amuzant. Și aparent ăsta e parcurs sub apă, frate. Ok, avem 25 jumps, 2 checkpoints. Ce credeți? O să fie ușor sau o să fie greu? O să aflăm imediat. Mamă, ce mișto e făcut, frate. Uite, ia pești. Gândiți-vă că ăștia au o grămadă de hărți, frate. Deci gândiți-vă cât o lucrat pentru fiecare hartă. Bine, am impresia că sunt făcute de playeri, doar că sunt verificate super bine. Deci o să ne distrăm aici. Ok, avem primul checkpoint. Avem parcurs cu scări, care e foarte ușor. Parcurs cu scări din nou. Și acum trebuie să iau pe aici, nu? Nu trebuia să iau pe acolo, nu cred. Ai o meduză, frate. Uite-te peștele ăsta cum e. Ok, și unde sar acum? Oh, aici. Ok, aparent facem parcurs pe un pește. Ce-ți poți dori mai mult de la viață? Probabil nimic. Ok, și aici e finish-ul. Am terminat prima hartă pe care o jucăm de data asta easy. Hai să trecem la a doua. Mai facem una easy și după ne ducem la una medie. Ok, hai să facem carrots, morcovi. Sincer, sunt curios ce ar putea fi. Ok, avem parcurs pe morcovi, frate. Hai să vedem ce putem face aici. Avem primul checkpoint. O să încerc să nu mă opresc deloc. N-am mai făcut parcurs de o grămadă de timp. Ok, am murit. Trebuia să murim odată, e ok. Dar având în vedere că e o hartă easy, ar trebui să facem totul perfect. Ok, perfect. Here and around. Pac. Ok. Am ajuns pe acest morcov. Climb up. Avem un checkpoint din nou. Ok, trebuie să ne cățărăm cât mai sus. Și acum să continuăm cu parcurul. Nu o să ne oprim deloc, pentru că dacă o să ne oprim, o să murim. Și aparent nu ne-am oprit și am murit. Ok, aici. Pac, pac, pac. Ok. This is easy. Harta asta e chiar ușoară. Avem un checkpoint din nou. Mamă, avem o grămadă de checkpointuri și e și atât de ușoară. Ceva mai bun de atât nu se putea întâmpla. Ok, perfect. Pac, probabil o să auzi space-ul, cum i-a apăsat în continuu. Trebuie să urcăm din nou pe acest morcov și aici finalizăm această hartă. Ok, hai să facem de data asta o hartă medie, pentru că probabil astea medii sunt mai dificile. Am făcut una care a fost destul de dificilă, dar nu atât de dificilă, așa că o să facem de data asta Mushroom Land, lumea ciupercilor. Hai să vedem ce avem aici. Ok, asta e Mushroom Land. Aparent avem aici ceva cu Mario, sau habar n-am dacă e Mario, dar pare a fi Mario. Ok, o să mergem la harta noastră. Avem checkpoint. Trebuie să apăsăm pe el și hai să începem această hartă medie.
Să vedem ce înseamnă o hartă medie pe acest server. Sincer, sunt curios. Mă aștept să fie destul de ușor. Ok, perfect. Facem asta, asta, asta și asta. Perfect. Pam, 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 pam. Nu ne oprim, e prea ușor pentru noi. Sunt expert la parkour. Ok, avem un checkpoint din nou. Pam. Perfect. Ideea e că eram expert la parkour. Nu prea mai sunt expert, pentru că n-am mai jucat de mult timp, știi? E prima oară când fac după o grămadă de timp parkour. Mamă, ce-s chestiile alea. E mișto că harta asta e plină de chestii, știi? Ok, hai să mergem pe aceste blocuri. Mergem pe această ciupercă. Aici, aici. Ok, totul e foarte perfect până acum. Nu ne-am încurcat deloc, n-am avut niciun fel de problemă. Mergem mai departe, urcăm pe această ciupercă. Și dacă scrieți Max 391 și apăsați Enter, o să primiți chestii gratis pe server. Ender pearl-uri și poțiune de swiftness. Am folosit deja Ender pearl-urile. Ideea e că o să le puteți folosi la orice hartă de parcurs vreți voi. Și doar cei care se uită la acest clip o să poată lua chestiile alea gratis. Ceilalți care sunt online aici pe server nu o să poată. Și ideea e că puteți face chestia asta doar primele 48 de ore. Deci în cazul în care vreți niște bonusuri mișto, trebuie neapărat să adăugați codul ăla atunci când intrați pe server. Ok. Am ajuns la ciuperci. Cred că trebuie să sărim aici. După aia pe ciuperca asta. După aia pe ciuperca aia bănuiesc. Pam, perfect, mai ușor decât credeam. Pam, pam, pam. Și aici am terminat harta. Bă, aparent a fost mult mai ușor decât mă așteptam să fie. Hai să mai facem una medie, pentru că a fost prea ușor. Sincer, chiar a fost prea ușor. Ok, vreau să fac cheese. Asta înseamnă că e o hartă de șah. Uită-te cum arată, ești nebun. Ok, apăsăm pe checkpoint. Și hai să începem treaba. O să țin asta în mână, pentru că în momentul în care o să apăsăm pe el, o să ne teleporteze la checkpoint, știi? Ceea ce e super, super mișto. Ok, ce trebuie să fac aici? Să urc pe astea? Astea-s piese de șah? Cred că-s piese de șah. Ok, acum cred că trebuie să sar aici. Ok, nice. Avem o scară sau ceva? Oh my god. Dacă sar direct acolo, frate. Probabil asta trebuia să fac. Și acum sărim așa și continuăm harta noastră de parkour. Astea sunt piese de șah, frate. Uite, ăsta e regele, cred. Sau regina, habar n-am. Asta cred că e o tură. N-am mai jucat șah de o grămadă de timp, dar atunci când eram mic, era jocul meu preferat, frate. Ok, aici. Mamă, dar sunt atât de multe chestii pe aici, încât nici nu-ți dai seama unde trebuie să sari. Dar ne descurcăm. Nu știu dacă săritura asta, ok, e posibilă. Și e chiar mai ușoară decât credeam. Dar săritura asta pare nu e atât de ușoară precum credeam. Mamă, și n-am avut niciun checkpoint. Hă! Ok, bun. Doar dacă fac sunetele alea miese, nu știu de ce. Hă! Ok, asta era mai ușoară decât credeam. Hă! Ok, perfect. Sărim aici. Am nevoie de un checkpoint. Pentru că acum dacă o să mor, o să mă dea de la început. Și nu vreau să mă dea de la început. Ok, acolo e checkpointul. O să ajungem imediat acolo. Trebuie să avem grijă să nu ne încurcăm la cele mai banale sărituri, pentru că dacă se întâmple asta, o să dau un rage. Și nu cred că vreți să mă vedeți atunci când dau rage. Ok, avem checkpoint. Perfect. Parcursul continuă pe piesele de șah. Bă, e bine că am dat checkpoint totuși, pentru că altfel probabil dădeam un rage acum. O să joc destul de mult pe serverul ăsta, deci în cazul în care intrați, probabil o să mă găsiți destul de mult pe aici, pentru că îmi place să fac parkour. Și un server super mișto, adică are hărți super mișto. Și are o grămadă. Ok, sărim aici, sărim aici. După sărim aici, 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 aici. Nu s-a apăsat space-ul, frate, am apăsat space. Hă, nu! Ok, bine, credeam că n-am făcut bine, credeam că trebuie să sar direct pe glowstone. Bun, trebuie să avem grijă pentru că n-am avut checkpoint. Deci în cazul în care o să murim aici, o să fie jale mare. Așa că trebuie să ne concentrăm la maxim. Bun. Acum trebuie să sărim aici. După aici. Perfect. Mamă, mă descurc mai bine decât mă așteptam și am terminat și harta asta. Două hărți medii terminate destul de ușor. Aparent n-am întâmpinat prea multe probleme. Acum
o să ne ducem la o hartă grea. Sincer, sunt curios să văd cât de grea e o hartă grea. Pentru că poate e ușoară, știi? O, avem Lego. Bă, chiar aș vrea să fac o hartă cu Lego. Hai să vedem. Asta e Lego? Cred că asta e, nu? Map created, avem și creatorii hărții. Welcome to Legos. Mă rog, e un singur creator. Nu sunt mai mulți. Hai să vedem ce a pregătit acest tip. Clar e o hartă grea. Dacă nu era o hartă grea, reușeam să fac primul jump. Din prima. Mamă, ce sărituri sunt aici. Ok, începe așa tare din prima, știi? Am întrebat, e o hartă grea sau nu? Aparent, deja harta mi-a dat răspunsul. E destul de dificil. Bine, nu e atât de dificil, dar săritura aia... mi se pare destul de grea. Oh my god, pe bune! Chiar n-am șanse, frate. Deci chiar n-am șanse, așa că o să aleg altă hartă. Pentru că asta îmi dă bătăi de cap și mă enervează. Ice Bridge. Ok, hai să facem harta Ice Bridge. Avem un pod de gheață. Ok, arată interesant. Oh my god, nu mă opresc. Nu! Wow! De ce nu m-am oprit? Cred că era o idee bună să mă opresc. Oh my god. Ok, nu ne oprim până la acest gard. Aici ne oprim. Sărim aici. Sărim pe acest gard. Bă, nu e atât de grea. Cel puțin nu acum. Dar aparent harta asta continuă destul de mult. Oh, nice. Cum n-am făcut săritura aia? Puteam să jur că o fac. Aparent n-am reușit. Ok, mergem fără să ne oprim. Cine are nevoie de opriri? Cu siguranță nu eu. De ce nu mă opresc? De ce nu fac harta asta într-un mod inteligent? Ok, perfect. Bun. E nașpa că blocurile de gheață îți dau foarte mult speed, știi? Și reușești uneori să sari peste blocuri. Și asta e foarte frustrant. Bun. Perfect. Trebuie să ne luăm mare avânt aici. Bun. De ce? De ce mi se întâmplă mie asta? De ce? E cea mai enervantă hartă de parcurs pe care am jucat-o. Pe bune, urăsc parcursul pe Ice Cube-uri. Pentru că e foarte tricky. Poți să mori foarte ușor pe cuburile astea de gheață pentru că aluneci foarte tare, știi? Și te încurcă foarte tare. Ok, trebuie să facem fiecare jump foarte calculat. Ok, nu, o să mă duc direct la o hartă insane. Vreau să fac harta Prison. Hai să facem harta Prison. Challenge Mode. Checkpoint. Ok, sincer sunt curios să văd dacă harta asta e super insane. Oh my god, încă de la primul jump avem o săritură super grea. Ok, cred că trebuie să mergem așa. Aparent pe aici începem. Mamă, parcurul pe gărdulețe. E greu. E foarte, foarte greu. Sărim aici. E nașpa că mie îmi plac parcururile alea în care poți să mergi așa fără să te oprești, știi? Aici, dacă... Oh, nu, nu zice că... Pe bune, am căzut pe gărduleț și după am căzut de pe gărduleț. Parcurul pe gărdulețul ăsta de Iron e cel mai enervant parcur existent. O hartă insane nu e insane pentru mine. Dacă nu o facem fără oprire. Dar nu avem cum să o facem fără oprire. Așa că mai bine ne-am oprit. Ok, pac, pac, pac. Mă enervează rău de tot blocurile astea, frate. Deci te oprești pe ele și după cazi. Chiar dacă tu ții shift-ul apăsat, știi? Ok, bun. Mamă, dar făcusem... Ok, bun. Și acum săritura asta, care pare cam nașpa. Ok, nu e atât de nașpa, precum pare. Am avut un drop frame acolo micuț sau mi s-o părut mie? Pam, pam, pam. No. Pam, pam. Vă rog, lăsați-mă să zic pam, pentru că mă simt mai bine dacă zic pam. Nu, știi ce? Am de gând să mă duc la o hartă de campioni. 45 de minute? Durează 45 de minute? Să faci harta asta? What?
Chiar există o hartă unde trebuie să faci 45 de minute parcurs ca să o termini? Oh my god, sincer nici n-am de gând să încerc așa ceva. Hai mai bine să facem niște hărți de The Dropper. Hai să facem niște biomes dropper. Ok, avem ocean, mesa, forest, jungle. Hai să facem unul în ocean, de ce nu? The drop, checkpoint. Make sure to click checkpoint. Ok, avem un The Dropper în ocean. Mamă, îmi place mult de tot cum sunt făcute hărțile aici. Oh, nu. Nu știu dacă e ok că s-a întâmplat asta. Aparent nu e ok. Secretul atunci când faceți The Dropper e să vă dați fovul mult mai mic. Mie îmi place să-l pun pe normal, pentru că e mult mai ușor. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Ok. Ne întoarcem invers și ne ducem fix acolo. Ideea e că dacă ai fovul mare, eu l-am de obicei pe 100. Și e cam greu să faci The Dropper cu fov 100. Ok, nu. Aparent nu funcționează nici așa. În cazul în care v-ați pus fovul pe normal și tot nu funcționează, vă recomand să vă scoateți view bobbing-ul, pentru că ăla vă încurcă super mult. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Fără ăla e mult mai ușor. Cred, cel puțin acum. Sper să fie mult mai ușor. Dacă nu e mult mai ușor... Mamă, eram la un milimetru să cad acolo. Dar aparent n-a fost să fie. Mamă, din nou la un milimetru, de ce? Nu! O să dau zoom și o să mă uit fix în jos. Cred că ăsta e secretul. Ok, bun. Perfect! Am terminat prima hartă de The Dropper. Acum intrăm aici ca să o finalizăm. Finish. Perfect, și am primit niște mana. Avem 300 mana. În momentul ăsta deja putem să ne luăm un rank, în cazul în care vrem să ne luăm un rank. Hai să mai facem o hartă de The Dropper. O să mă duc la... The Falling Maps Mineshaft. Sincer, sunt curios ce aici. Ok, perfect. Oh, mamă, nici n-am văzut. Pua! Eram la un milimetru din prima încercare. De ce? De ce s-a întâmplat asta? Ok, vreau să cad aici. Nu acolo. Ok. Perfect. Am terminat și acest The Dropper mult mai ușor decât primul. O să facem unul în miniatură de data asta. Hai să facem... planete. Sincer, sunt curios să văd cum arată asta. Ok, avem diferite planete. N-avem checkpoint aici? Ba da, avem, uite. Bun, și aparent aici sărim. Acolo văd apa. Trebuie să avem grijă pentru că planetele astea sunt foarte bine aliniate. Ok, mamă. Prima oară când am făcut, părea destul de easy. Ok, perfect, am ajuns aici. Acum trebuie să merg mai jos? Sau ce trebuie să fac? Pur și simplu să sar aici? Și acum pur și simplu să sar jos sau? Da, cred că asta e tot ce trebuia să fac. Și acum avem aici portalul. Am terminat și acest The Dropper. Fraților, o să încheiem aici episodul. În cazul în care vreți să vă jucați pe serverul ăsta, o să vă las IP-ul în descriere. Vă recomand pentru că e un server super mișto și foarte bine făcut. Are o grămadă de chestii, inclusiv 453 de hărți de parkour. Și vă mai amintesc o dată, dacă adăugați codul MAX391 și apăsați Enter în momentul în care intrați pe server, o să primiți chestii gratis. Chestia asta merge doar în primele 48 de ore din momentul în care am uploadat acest clip pe YouTube, deci dacă te uiți la clipul ăsta în primele 2 zile în care ai postat, poți să intri pe server și să iei cadourile gratis. Eu am fost Max, fraților, și noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!